Ați adus Dar... și o babă acum care să aibă grijă de vacă? Nu, Ați finalizat cu baba Al-Hasan? Nu, aia nu mai face comparație. Păi baba ce înseamnă baba în numele lor? Da, mi-am permis șef, o glumă stăpân, acum, sper că stăpân, nu se supără. Da, baba înseamnă stăpân la ei. De aia ce baba Al-Hasan, Da, adică da, stăpân. da. Știu că înseamnă și tată în turcă. Da, da, tată, bunicul, la ei tată, și la bunic, bunic ceva se de genul spune acesta, baba. da. Baba, da. Da, baba, așa îi spune. Da. Deci baba Să vedem, să sperăm că va fi tătic pentru... Ce îți place de el? Este un de babu, îți jucător place de special. babă. Ha? Este un jucător special, este un jucător foarte bun. Că mergi pe mâna ta atunci. Numai că parcă nu mai e la nivelul pe care l-avea în sezonul trecut, dar poate că își revine. Are, am vorbit cu Dani Cumaris, care are un potențial foarte mare de creștere, noi total. El poate să la noi, poate să crească. Și ce e important, vede jocul, are așa, știe jocul și este foarte puternic. Jucătorii ăștia care sunt foarte puternici și care văd bine jocul, ei pot crește foarte mult într-o conjunctură de echipă. Vă gândiți să întregească o linie cu Olaru și cu Șut? Păi numai așa. Numai așa. Adică eu vreau să întăresc mijlocul, ca să fim mai puternici la mijloc. Și de-aia să întăresc și atacul, de-aia l-am luat și pe Felipe. Felipe probabil în partea dreaptă. Păi în partea dreaptă sau poate atacant. Dacă poate în partea dreaptă ar fi extraordinar, că a juca cu Băluță. În ceea ce privește căutarea vârfului, v-ați identificat ținta? Păi încă nu, e ăla de acolo, de la Tiraspol, dar acolo ăla e un copil de 21 de ani, ăla e un jucător de perspectivă, să-l iei să faci bani cu el. Pe mine mă interesează la ora asta Liga Campionilor, mă, nu campionatul. Campionatul e ca și luat, dar mă interesează Liga Campionilor. Da, e un obiectiv foarte îndrăzneț. Da. Din estul Europei, acum vă spun ce văd, din estul Europei în Champions League s-a ajuns cu salarii de 50.000 de euro pe lună, ceva de genul acesta. Așa am văzut că s-a întâmplat în ultimii ani. Păi, vezi. Și eu vreau asta, da? Hai să vedem dacă vrea Domnul să facă, să împlinească dorința. Domnule Becali, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Nu suntem foarte departe, mai avem puțin, nu suntem foarte departe, ne mai întărim puțin și... Apropo de întărit, aș vrea să vă mai întreb totuși lucrul acesta. Năluțu Varga spune că va aduce 7 jucători noi în iarnă, iar Dan Șucu spune 3 jucători buni probabil vor veni. Și pe Neluțu nu-l cunosc, pe ăsta, pe Șucu-l cunosc. E un om de calitate, un om extraordinar de om bun, dar nu cred. Deși îl știu că e un om capabil, deși știu, nu cred. De ce nu cred? Păi pentru că eu, deși pe la Neluțu Varga vorbește la ce vorbește și nu-l cunosc bine, îl cred. Și de ce îl cred? E pentru că omul a demonstrat. Înțelegi? Adică la aici, la fotbal, nu e că ce zic, mă, eu. Și atunci eu, Dăneluțu Varga, când aud, trebuie să zic, bă, n-am ce să zic. De ce omul a demonstrat? Poate zic, bă, pe care îi tași din gură. Și tac. Și de ce tac? Dacă mi-a luat omul 6 campionate, gata, bă, tac. Dar dacă vorbește Șucu, nu tac. Zic, bă, tu taci. Tu, când o să iei tu în fața mea, atunci atac eu. Până atunci taci tu. Și acum să... Eu tac în fața lui Neluțu. De ce? Pentru că dacă omul a luat campionat, a demonstrat-o, ce poți să-i zici? A demonstrat, nu e pe la fotbal, nu e pe vorbe. Era pe foarte greu să găsim un om care să vă închidă gura. Iată că l-am găsit. Bă, mi-a închis-o el. Ce să zic? Păi, dar se închide pe fapte. Pe domnul Ironic, că e pe fapte, mi-a închis omul gura pe fapte. Ce să-i zic? Pe ce sunt idiot? Eu la mine e fapta. M-a făcut omul, m-a depășit. Tac din gură. Până îl depășesc. E după aia vede el. Înțelegi? La mine ce înseamnă depășire? Înseamnă Liga Campionilor. A, după aia, după ce intru în Liga Campionilor, după aia vede el. Cine nu se bate?
Dar până atunci atac din gură. E, când e vorba de Șucu, am cum să tac din gură, că... Că n-ai. N-a luat nimic deocamdată. Vedeți? Și plus de asta, nu că n-a luat. E sub mine, na, 7 puncte, mult. Nu? Veți face o plângere la Comisia Centrală de Arbitri pentru ce s-a întâmplat în acest meci? Nu, ce plângere să faci? Ce să faci plângere, mă? Că ei între ei. Ce să faci? Ochi cu ochi, spate ochi. Orb cu orb, spate ochi. Ce să faci? Da, între ei. Ce să, na, ce să faci? Dar nu... Eu am vrut, vreau să vedem, măcar cu CFR. Sau, de exemplu, să facă cum ar veni echipa de pe locul 1 cu locul 2, să zică, nu noi. Dom'le, echipa locul 1 cu locul 2, să joace arbitru străin, adică în al cincilea meci din play-off și în ultimul meci din play-off să fie arbitru, să arbitre străin. Măcar asta să facă. Credeți că vor accepta? Păi eu zic că ar trebui să facă, ca să nu fie discuții. Poate să iasă scandalul mare între suporteri. Pentru că mai face așa în play-off, eu fac ea scandal, doamne ferește, ce mai e? Păi dacă am primit telefoane de la suporteri să scoatem echipa de pe teren, da, dar nu să facem așa ceva. Dar primit telefoane, scoate lumea echipa de pe teren. Nu? Poți și ce poate să iasă. Ăștia sunt fanatici. Și atunci vine, mă, lasă de neadite, stai în locul 1 cu locul 2 și gata. Nu nouă, locul 1 cu locul 2. În fiecare an, locul 1 cu locul 2, arbitrii străini ca să mai fie discuții. Cum de-ați scos un preț așa de bun pe Luis Felipe? Păi de ce? Mi se pare că ați plătit un preț așa mai, nu știu, mai accesibil, ca să zic așa. Păi de unde știți voi prețul? Mă rog, poate că nu e corect ce am citit în presă, dar am citit de 200.000 de euro. Dar de unde au aflat? Eu nu știu. Nu știu. Jurnaliștii au surse. A? Nu știu, că nu vreau. Este confidențial. Dumneavoastră erați destul de deschis la astfel de detalii. Numai.